Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Informațiile despre aeronava reținută pe un câmp din Hlinaia Mică, Edineț, se schimbă de la o oră la alta. Inițial, poliția de frontieră a anunțat că aceasta avea la bord contrabandă și decolase de pe teritoriul Ucrainei pentru a ajunge în România. După care, într-un alt comunicat de presă, a subliniat că aparatul de zbor era destinat transportării ilicite de țigări și că în Moldova a ajuns din România. Deocamdată cert este că au fost reținuți 3 indivizi și depistat încă un suspect într-un hotel din Edineț. Cazul este cercetat în comun cu autoritățile de la Kiev. Poliția de frontieră a anunțat că aeronava destinată transportării contrabandei cu țigări a ajuns în atenția autorităților de la noi în urma unei informații operative privind survolarea ilegală a spațiului aerian al țării noastre. Totul s-a întâmplat în baza unei informații operative și în cooperare cu colegii noștri din Ucraina. Din informațiile preliminare se cunoaște că avionul respectiv era utilizat pentru transportarea țigărilor de contrabandă. Ulterior, polițiștii de frontieră au mai depistat și un vehicul cu combustibil pentru aeronava în apropiere, dar și un tractor. Autoritățile de frontieră s-au grăbit să anunțe despre operațiunea soldată cu reținerea a 3 ucraineni și a avionului despre care, atenție, a spus că era cu țigări. Ulterior, instituția și-a rectificat comunicatul de presă, în care menționa că e vorba despre un aparat de zbor folosit pentru transportarea ilegală a acestui produs. Nu, am greșit eu, din păcate, am greșit eu comunicatul. Avionul era destinat, cunoștea faptul că avionul era destinat pentru contrabandă cu țigări, dar el, imediat după ce a aterizat, adică la primul, el nu era cu țigări. Și acum se fac cercetări. În acest caz au fost reținuți 3 cetățeni ucraineni. În scurt timp, poliția de frontieră a anunțat că un al patrulea complice se ascundea într-un hotel din Edineț. Presa a scris că un suspect a reușit să fugă, informație neconfirmată deocamdată oficial. Amintim că recent un alt caz răsunător de contrabandă cu țigări a fost depistat de angajații serviciului vamal de la Hârbovăța-Neninoi. Un bărbat a încercat să transporte ilicit aproape 2 milioane de țigarete în regiunea transnistreană. În timpul verificărilor, ofițerii au descoperit aproape 200 de cutii ascunse în 24 de tone de nisip. Asistenta medicală de la Spitalul Raional Căușeni, care a fost filmată în timp ce aduna bani de la pacienți pentru a cumpăra săringi, și a recunoscut fapta și a fost sancționată disciplinar. După ce secvențele video au devenit virale, administrația instituției a inițiat o anchetă internă, iar asistenta medicală a fost suspendată din funcție pe durata investigației. Cazul acesteia a ajuns și în vizorul Inspectoratului de Poliție, dar și a Procuraturii Raionale. Tuc-tuc! Uitați câți bani am strâns eu, trebuie să o dat! Și cât că trebuie să dăm noi bani? 50! Asta hvătaie bucvalnă la 20 prițov, ni bolși, ni prijnați. Pentru nacoale? Nacoale, dar și eu spun. Dar pentru că noi lucrăm în... Și plătim la stat, noi plătim pentru... Măi, om bun! Vine mie bani n-asă dă, dar n-am și lucra. N-aveți spritul? N-are spitalul spritul de 10 grame, m-am pus și nu le-am. Amintim că un pacient al spitalului din Căușeni a publicat mai multe secvențe video în care se vede cum o asistentă medicală colectează câte 50 de lei de la bolnavi. Din spusele femeii, banii erau necesari pentru achiziționarea seringelor. Atunci când i s-a reproșat că ustensilele ar trebui decontate de polița de asigurare, femeia i-a recomandat pacientului să discute cu medicul șef al instituției. Prețurile la carburanți s-au majorat din nou. Un litru de benzină cu cifra octanică A95 ajunge astăzi la aproape 21 de lei, iar pentru un litru de motorină, șoferii trebuie să scoată din buzunare aproape 17 lei. Președintele țării, Maia Sandu, spune că scumpirile sunt generate de cele care se produc la nivel mondial. Declarațiile șefului statului au fost dur criticate de fostul premier Ion Chicu. Acesta i-a amintit de ce le-a promis oamenii, și anume că atunci când va veni la putere, prețurile vor înceta să crească. De la
începutul lunii și până în prezent, prețurile carburanților au crescut cu aproape un leu. Potrivit prețurilor plafon stabilite de către ANRE, dacă la 2 septembrie benzina a 95 costa 20 de lei și 7 bani, atunci la 14 septembrie aceasta ajunge să coste 20 de lei și 83 de bani, iar motorina a ajuns să coste cu 50 de bani mai mult în doar 2 săptămâni, prețurile urmând să se majoreze și miercuri. În timp ce ANRE susține că scumpirile sunt cauzate de creșterea prețurilor pe plan extern, analiștii economici vorbesc și despre înțelegeri de cartel, dar și despre protejarea jucătorilor mari de pe piața carburanților. Președintele Maia Sandu, de asemenea, susține că scumpirile se produc din cauza majorărilor de pe piața internațională și că executivul Gavrilița nu le poate influența. Aceste prețuri cresc la nivel mondial. Deci, e puțin ce poate face guvernul pentru a opri aceste prețuri când ele cresc la nivel mondial. Ceea ce poate să facă guvernul și ce o să facă este să-i ajute pe oamenii cu venituri mici. Pe lângă asta, șeful statului spune că guvernarea nu se va implica nici la negocierile cu privire la stabilirea prețurilor la gazele naturale importate din Rusia. Asta chiar dacă anterior conducerea Moldova Gaz a anunțat că din această toamnă Moldova va plăti cu 30% mai mult pentru acest combustibil, ceea ce va duce la majorarea tarifelor pentru consumatorii casnici. Când președintele țării negociază, legea spune că Moldova Gaz este instituția care e responsabilă. Sunt relații comerciale, contractuale între două instituții și așteptăm să vedem care este aranjamentul. Declarațiile președintelui au fost dur criticate de fostul premier Ion Chicu. Rarisim exemplu de ipocrizie în raport cu oamenii care au crezut-o. Cu ceva timp în urmă, Maia Sandu avea o singură explicație la creșterea prețurilor. Când va veni ea la putere, prețurile nu vor mai crește. Împreună cu ea a dus la putere o gașcă de analfabeți care au promovat o lege dictată de o companie petrolieră. Sunt atât de netoți încât nu sunt în stare să înțeleagă nici ce le scriu alții. Altfel, nu pot înțelege ieșirea plină de sine a lui Radu Marian, care se lăuda cu legea care deja a 8-a zi consecutivă majorează prețurile la petroliere, a menționat Chicu într-o postare pe Facebook. Radu Marian nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție, dar nici colegul său de partid, Mihai Popșoi. Deputatului Dumitru Alaiba i-am expediat un mesaj la care nu a răspuns, iar purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, ne-a declarat că instituția nu comentează acuzațiile fostului premier. Conducerea Bibliotecii Naționale a cerut repetat autorităților locale și celor centrale să suspende lucrările de construcție a unei parcări din imediata apropiere a clădirii instituției, grav avariată de cutremurile din anii 80 și 90 ai secolului trecut. După 2 săptămâni, munca pe șantier este însă în plină desfășurare și continuă să pună în pericol atât imobilul, cât și cărțile din interior, inclusiv colecția scrierilor vechi și rare. Veronica Cosovan, șefa secției Carte veche și rară a Bibliotecii Naționale, vorbește cu îngrijorare despre soarta colecției pe care o are în responsabilitate și care este deosebit de dragă. Femeia menționează condițiile deosebite în care sunt păstrate scrierile de o valoare inestimabilă, iar această calificare pare pe deplin meritată, având în vedere cele câteva titluri pe care le-a enumerat. Spre exemplu, pe această poliță, într-o cutie specială, se află operele domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir, în una dintre care este descris Imperiul Otoman, care a fost tipărită la Hamburg în anul 1745. Avem o carte rară, în întreaga lume există doar 4 exemplare. Ea spune că lucrările de construcție care nu se mai opresc și riscă să afecteze comoara păstrată cu mare grijă, o îngrijorează extrem de mult. Clădirea bibliotecii s-a cutremurat 8 ore în șir, de dimineață și până seara, după care pe pereți au apărut fisuri. Dăunează negativ asupra clădirii și din numele întregului colectiv a Bibliotecii Naționale vrem ca instituțiile de stat să iei măsurile necesare pentru a proteja această clădire.
Ștefan Păcuraru susține că solicitări pentru a fi luate măsuri de încetare a lucrărilor au fost depuse la Ministerul Culturii, Primăriei, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, dar fără niciun rezultat. La rândul lui, reprezentantul firmei de construcții este convins că blocurile instituției de cultură nu se află în niciun pericol. Normele tehnice sunt respectate și aplicate în conformitate cu legea și regulile în vigoare. Totul este așa cum ar trebui să fie. Acesta este un proiect implementat de primarul nostru împreună cu Universitatea Tehnică. Și cei de la Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor îndeamnă angajații bibliotecii să nu-și facă niciun fel de griji. Da, acest monument arhitectural este cu probleme, dar aceste probleme nu au apărut acum. Fisurile sunt dintr-o perioadă mai veche. Construcția parcării cu 4 niveluri din centrul capitalei a început la mijlocul verii și urmează să fie finalizată până la sfârșitul lunii octombrie a acestui an. Echipa TV6 va monitoriza situația. Deputații fracțiunii parlamentare a partidului politic Șoare cer avizarea de urgență a proiectului de lege care prevede crearea farmaciilor sociale mobile, în special în localitățile în care nu există farmacii. Parlamentarii au expediat un demers în acest sens ministrului Sănătății Alan Nemerenco și președintelui Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie a Parlamentului Dan Perciun. Care este reacția celor doi oficiali la acest demers, aflați din materialul următor. Deputații partidului Șor spun că aproape 170.000 de cetățeni susțin inițiativa lor de a asigura cu medicamente localitățile în care accesul la acestea este limitat. Este vorba despre semnăturile prezentate la Parlament. Ei afirmă însă că numărul celor care își doresc farmacii sociale mobile este mult mai mare, în special fiind vorba de vârstnici, persoanele cu dizabilități și cele cu copii. Formațiunea politică menționează că pentru avizarea proiectului necesar, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. Este nevoie doar de voință politică și, prin urmare, își exprimă încrederea că și ceilalți colegi din Parlament vor oferi susținere. Contactați de TV6 pentru o reacție, responsabil de la Ministerul Sănătății nu ne-au răspuns la telefon. În schimb, președintele Comisiei Parlamentare Protecției Sociale, Sănătate și Familie, Dan Perciun, ne-a declarat că solicitarea deputaților Partidului Șor a fost recepționată și va fi analizată. Rămâne să avem comisie, a venit propunerea, o să punem pe ordinea de zi, o să vedem dacă colegii o susțină includerea în ordinea de zi sau nu. Urmează să examinăm foarte atent care sunt prevederile actualului proiect, prin ce ele este diferit de ceea ce deja a existat, cum e o respecte criticile de constituționalitate care au fost aduse anterior pe scurtă chestiune. Anterior, Parlamentul a votat în lectură finală proiectul cu privire la activitatea farmaciilor mobile. Ulterior, însă, Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional. Sesizările au fost depuse de deputații PAS, Partidul Platforma DA și PDM. Aceștia au fost acuzați de inițiatorii legii că ar face lobby companiilor farmaceutice din țară. În prezent, programul farmaciilor sociale funcționează cu succes în orașul Orhei, comuna Jora de Mijloc din acest raion, dar și în orașul Taraclia. Tinerii de la noi, doritori de a obține studii europene, vor avea oportunitatea de a le face fără să plece din țară. Începând cu anul viitor, acestea vor fi asigurate de o filială a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care va fi deschisă anul viitor la Orhei. Aspecte referitoare la acest subiect au fost discutate în cadrul unei întâlniri a autorităților din Orhei cu reprezentanții instituției respective de învățământ din Iași. Începând cu anul viitor de studii, la Orhei urmează să fie deschisă o filială a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în cadrul căreia vor fi pregătiți specialiști în două domenii. Este vorba de geografia turismului din cadrul Facultății de Geografie și Geologie, dar și specialitatea chimie alimentară. Tinerii vor putea obține studii de licență cu frecvență la zi. De la început, da, contăm pe 100 de studenți, după care sigur că numărul lor se va
va crește exponențial. De mult se dorește în raionul Orhei și municipiul Orhei deschiderea unei universități și interesul nu este doar a raionului și a municipiului Orhei, interesul este pentru întreaga țară. Potrivit oficialilor români, raionul Orhei dă dovadă de o infrastructură dezvoltată, iar asta înseamnă condiții bune pentru progresarea învățământului din regiune. Tinerii din Moldova vor avea posibilitatea și de aici, din raion, vor avea posibilitatea să învețe, să studieze la ei acasă. Nu mai vin ei la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, vor veni profesorii de la Iași să predea aici. Vor fi studenții noștri, vor lua aceeași diplomă ca și studenții de la Iași, cu aceleași drepturi recunoscute în toată Uniunea Europeană. De asemenea, autoritățile din Orhei vor oferi gratuit spațiile necesare pentru desfășurarea activităților didactice. În prezent, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are două extensiuni în Moldova, una la Bălți, înființată în anul 2010, și una la Chișinău, care funcționează din 2016. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând!